Am vorbit în prima parte a predicii despre importanța unui lucru în ceea ce privește socoteala pe care o vom da într-un mod individual cu toții în ziua de apoi. Acest lucru trece în multe versete în Coran și în relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam într-o relatare: în ziua de apoi, fiecare dintre voi va vorbi cu Allah subhanahu wa ta'ala fără să existe între voi translator. Fără să existe între voi tergiuman. Tergiuman adică translator. Fiecare va vorbi cu Allah subhanahu wa ta'ala în ziua de apoi. Când va vorbi? Când dă socoteală. Deci când dăm socoteală, vorbim cu Allah subhanahu wa ta'ala fără să existe între noi și Allah tergiuman. Nu există interpretor să-ți interpreteze cum vrea el. Într-un mod direct. Și spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam în această relatare: omul înfățișat în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala și lei, nu există între el și Allah translator, traducător. Se uită în dreapta și vede ceea ce a făcut, faptele lui. Se uită în stânga, vede ceea ce a făcut, faptele lui. Nu mai vede sprijin, adică nu mai sunt colegii, nu mai sunt prietenii, nu mai sunt familia, nu mai sunt banii, nu mai sunt pilele, nu mai sunt relațiile, nu mai e nimeni. Ești tu singur. Această relatare ne prezintă profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam acea scenă. Nu o va trăi această scenă decât un om care este la greu, când e disperat. În fața lui Allah subhanahu wa ta'ala, știi ce ai făcut, te uiți în dreapta. Cine mă scapă? Te uiți în stânga, cine mă scapă? Și vezi doar faptele tale. Și te uiți în spate, în față și vezi focul. Adică drumul tău duce către foc. Aceasta trebuie să fie starea fiecăruia dintre noi atunci când vrea să facă o greșeală. Atunci când vrei să greșești. Atunci când vrei să acuzi pe nedrept. Atunci când vrei să minți. Atunci când vrei să faci o faptă greșită, pune-te în această situație. Imaginează-ți această stare în ziua de apoi, cum vei spune sau cum vei face în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala să dai socoteală pentru acea faptă când te uiți în dreapta, în stânga și nu ai pe nimeni să te ajute. Ești tu, numai tu, cu Allah subhanahu wa ta'ala. Și spune profetul sallallahu alaihi wa sallam în continuare, în relatare: fattaqun nar, feriți-vă de foc. Waleu bishiqqa tamr, chiar și cu o jumătate de curmală. Și în toată relatare, chiar și cu un cuvânt frumos. Bikelimetin tayyibe. Bikelimetin tayyibe. Adică feriți-vă de foc prin pomană, sadaka care dați. Prin fapte, vorbe bune care le spuneți. Dacă nu-ți permiți, sunt unii oameni care zice, n-am bani să dau sadaka. Atunci, vorbe bune. Vorba bună este sadaka. Și spune profetul sallallahu alaihi wa sallam în această relatare, feriți-vă de foc chiar și cu o curma care oferiți, pomană, și într-o altă relatare și cu un cuvânt frumos. Feriți-vă de focul iadului. De ce? Pentru că faptele bune care le facem, pomana care o dai, când te uiți în dreapta și în stânga, vezi doar faptele. Vezi doar faptele tale. Și spune profetul sallallahu alaihi wa sallam într-o altă relatare, spune fiul lui Adam în ziua de apoi: mali, mali, averea mea, averea, banii, banii mei, unde sunt? Averea mea. Și se va spune: banii tăi, averea ta s-au dus. Ceea ce ai mâncat, ce ai consumat. Ceea ce ai îmbrăcat, s-a învechit, ce ai aruncat. Averea ta asta este. Banii tăi acestea sunt. Ceea ce ai mâncat și s-a dus. Ceea ce ai îmbrăcat, s-a consumat. Și ceea ce ai oferit ca sadaka. Deci în ziua de apoi, asta este averea noastră. Ce am mâncat, la ce ne folosește? La nimic. Ai mâncat, a rămas în dunia. S-a dus. Hainele, că ești de firmă, că nu-ți de firmă, le-ai purtat, le-ai învechit, le-ai aruncat în dunia, au rămas în dunia. Pe cealaltă lume, ce luăm cu noi? O bucată de cearceaf. Și sadaka. Și faptele bune pe care le faci. Ele sunt cele care rămân împreună cu noi.
De aceea, în această lume, tot ceea ce realizăm bun ne însoțește atunci când murim. Faptele bune ne însoțesc când murim, când părăsim această lume. Ne însoțesc când, da? Când înviem în ziua de apoi, când dăm socoteală la Allah, când suntem în mormânt, toate aceste, în toate aceste etape, da? Din viața noastră, să-i spunem, ne însoțesc faptele bune care le-am făcut, dacă le-am făcut. Noi în această lume știm, alergăm după case, viile, bani, averi, dar toate acestea rămân pentru moștenitori. Nu mai sunt ale tale. În clipa în care ai murit, s-au dus. Mâine, dacă ieși din mormânt și vrei, o să zică, papa, e dreptul moștenitorilor, nu mai e dreptul tău. E dreptul moștenitorilor. Dreptul tău e ceea ce ai realizat. Faptele bune care le-ai făcut, vorbele bune care le-ai spus, ritualurile, tot ceea ce ai făcut de dragul lui Allah subhanahu wa ta'ala, acelea sunt care rămân împreună cu noi. Și ne ajută. În clipa în care murim, tetenezelu aleihimul melaica, am vorbit în verset, nu? Se coboară îngerii. Ella tehafu, nu-ți fie frică. O la tehzen, să nu-ți pară rău. O abshiru bil jenne. Când intri în mormânt, ce se întâmplă? Mormântul devine ori o grădină din grădinile paradisului, dacă ai fapte bune, ori o groapă din gropile iadului, dacă n-ai fost un om bun. Și continuă această stare până în ziua de apoi. În ziua de apoi, cum vom învia? Într-un mod individual, exact cum am trăit. Dacă îi trec cu alcool, femei, așa vei învia în ziua de apoi. Un om când a murit la pelerinaj, Profetul sallallahu alaihi wasallam a spus, îngropați-l în ihramul lui. Pentru că în ziua de apoi învie mulebbian, spun în telbie, lebeik Allahumme lebeik. Da? O să învie oameni în ziua de apoi cu lebeik Allahumme lebeik, o să învie oamenii cu Coranul, alții cu salam, cu guță, cu nu mai știu cine. Cum ai trăit în această lume? Tu ți alegi cum o să învii în ziua de apoi. Cine a trăit cu alcoolul, va reînvia cu alcoolul. Cine cu paharul în mână. Și așa în continuare, Allah să ne ferească. De aceea, în ziua de apoi, când ne înfățișăm în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala, să facem în această lume fapte astfel încât atunci să fim cu fruntea în sus. Să nu ne fie rușine de noi, de faptele noastre, de ceea ce am făcut. Pentru că ele sunt singurele care ne ușurează nouă toată, toată această perioadă, etape din mormânt, viața din mormânt, învierea, socoteala. Dacă ai fost un om bun, toate vor fi ușoare. Allah subhanahu wa ta'ala spune în Coran, socoteală ușoară, yesira, da? Rapidă. Unii intră în rai fără socoteală. Iar cel care dă socoteală, Allah să ne ferească. Men nu cuișe? Cel care, Allah subhanahu wa ta'ala, trage la socoteală în ziua de apoi și are probleme, stă și am făcut ce am făcut, zice, va fi chinuit. Deci, cine va da socoteală, are probleme la socoteală, va fi chinuit. Adică va suferi pentru ceea ce a făcut. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă între cei care intrăm în paradis fără să dăm socoteală, inshallah. Sau chiar dacă dăm, să dăm o socoteală ușoară. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă între cei care trăim în această lume, da? Fiind conștienți de în fiecare clipă, în fiecare faptă care o facem în această lume, că Allah subhanahu wa ta'ala ne va trage la socoteală în ziua de apoi într-un mod individual. Să nu ne orbească această lume cu plăcerile ei. Să nu fim dintre cei care sunt orbiți de această lume cu plăcerile ei. Cum se dă pilda unei furnici. O furnică a găsit o picătură de miere. O furnică vede o picătură de miere. Vine, ia-o, gustă odată. Linge odată, spunem, da? Mușcă puțin, îi place, gustos. Pleacă, se întoarce, ce prea gustos. Hai încă puțin, și încă puțin, și încă puțin, și la un moment dat zice, dacă și să mă chinui eu. Și intră în miere. Și când a intrat în miere, acolo a murit. Toate picioarele s-au înfipt în miere și acolo a rămas. Așa este dunia. Plăcerile ei vin așa, ți le par plăcute, 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 până când a intrat în ea și atunci, Allah să ne ferească, nu mai putem ieși. Așa sunt plăcerile lumești. Așa ni le ușurează și ni le prezintă șeitan pe tavă. Și tu iei câte una, câte una, hai că nu se întâmplă nimic, hai că e un păcat mic, hai că e o greșeală, Allah iartă, Allah iertător, Allah îndurător. Până când a intrat în dunia,
te-ai afundat și nu mai există cale de întoarcere, Allah să ne ferească. Inshallah, Allah să ne țină departe de șeitan și de ispitele lui și să ne țină statornici pe această cale până în ultima, chiar și în ultima clipă pe care o petrecem pe acest pământ.